25 octombrie. Ajunul Sfântului Dumitru este o sărbătoare cu un pronunțat caracter funerar. Pomenirile, precum și rugurile aprinse cu această ocazie, trimit la un ceremonial ce are în vedere câștigarea bunăvoinței strămoșilor pentru a asigura în anul ce vine recolte la fel de bune. Azi îi pomenim pe sfinții mucenici Marchian și Martirie, dar și pe Sfânta Tavita. Sfânta Tavita este uceniță din Iope, femeie plină de fapte bune, care, îmbolnăvindu-se, a murit în zilele în care Sfântul Petru se afla în Lida, nu departe de Iope. Profund îndurerați, prietenii Tavitei vor trimite doi bărbați, după Sfântul Petru, pentru a-l aduce în casa celei prea de timpuriu decedate. Venind în acel oraș și intrând în casa îndoliată, Sfântul Petru va îngenunchea în cămara aceleia și, rostind o rugăciune, o va readuce la viață. În ajunul Sfântului Dumitru se împarte de suflet morților și se face focul lui Sumedru, peste care sar copiii ca să fie sănătoși tot anul, sau tinerii. Cei care reușesc să sară se vor căsători în decursul anului. Femeile împart seara la lumina focului nuci, mere, struguri, prune, uscate, uneori chiar vin, pe care le dau copiilor. Când focul e aproape stins, fiecare participant ia câte un tăciune, care este aruncat mai apoi în livadă, pentru ca pomii să rodească și în anul ce vine.